Am revenit, doamnelor, domnilor, în direct. Am bucuria și onoarea de a-l avea astăzi alături de mine pe profesorul Mircea Nisor, coordonatorul Robot X Hunedoara. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ați reușit cumva în cariera dumneavoastră să atrageți foarte mulți tineri care poate la început nici nu știau ce înseamnă robotică, poate nici nu voiau să audă de robotică, poate prea mult de studiat, prea mult de pus în practică la această disciplină, să-i spunem, pentru că mai nou s-a extins în foarte multe școli acest fenomen, să-i spunem așa, și ați reușit să vă învățați elevii că nimic nu este imposibil. Cum reușiți să faceți acest lucru? Pentru că și dumneavoastră totuși aveți un program, trebuie să predați, mai aveți și timp liber sau îl mai aveți? Nu. Vă pare rău că nu mai aveți timp liber? Deloc. A fost o trecere totuși graduală către robotica de competiție, pentru că noi de decenii încercăm să complementăm școala, care este mult prea teoretică și mult prea îndepărtată de realitate, și în extra program am început sâmbătă, apoi ne-am extins și duminica și în vacanțe și în după amieze. Și fără comentarii din partea elevilor, nu? Totul fost în urmă cu vreo 30 de ani, cred că am început asta, a fost chiar un experiment didactic. Să vedem dacă eliminăm toate constrângerile obișnuite în școală, prezență, note, catalog, absențe și așa mai departe, dacă elimin constrângerile astea, dacă mai vin copiii la școală, și de 30 de ani vin fără încetare. A fost un experiment reușit. A fost un experiment reușit, semn că ai noștri copii, dacă găsesc un alt context în care să se dezvolte și dacă într-adevăr văd că există rezultate la ceea ce fac ei, pentru că la școală te pregătești luni de zile, poate ani de zile la o disciplină și nu mai apuci să aplici undeva concret lucrurile astea, și mânat și de faptul că este musai. Vedeți că sunt atât de multe probleme nerezolvate și trebuie să creștem pe repede înainte o generație capabilă să rezolve probleme de adevăratelea. De la criza alimentară și criza apei și criza medicală și criza energetică, până la și criza aceasta legată de războiul de lângă noi. Și să nu spuneți că aveți acum soluții și pentru asta. Pentru război există un început de soluție, dar este o soluție de durată. De pildă, prin competiția de robotică se încearcă să se cultive două valori fundamentale. Una dintre ele se numește gracious professionalism, care tradus așa ar fi să fii bun și profesional, dar să fii bun și cu ceilalți, și asta poate să însemne o început de soluție la problema războiului, dar cealaltă este mai directă, se numește cooperation, adică să înveți să cooperezi și cu adversarul tău, să cooperezi în competiție. Învață asta elevii? Da, astea sunt valorile fundamentale pe care încercăm să le sădim lor. De pildă, competiția de robotică FIRST, că despre asta știe lumea mai mult, are ca mod de desfășurare ceva foarte diferit de sporturile obișnuite. Se joacă numai în alianțe de două echipe, alianțe care sunt trase la sorți de către un computer, deci nu știi cu cine vei fi aliat în meciul 1, în meciul 2, în meciul 3. Trebuie să fii pregătit doar să fii cel mai bun în competiția da, aceea. Și cine ți este adversar într-un meci s-ar putea să-ți fie aliat într-un altul, și atunci înveți de la bun început să tratezi cu maximum de respect pe oricine, să nu-l privești ca pe oponentul tău, ca pe adversarul tău, ci doar pentru 2 minute și jumătate cât durează un astfel de meci. Îl ajuți atunci când are nevoie, știi că vei fi ajutat dacă ai nevoie, și dacă cultivăm într-o generație spiritul ăsta de cooperiție și de profesionalism grațios, poate că nu vor mai fi nici războaie. Pentru că genul ăsta de competiție lucrează deodată în toate țările, practic în toate țările lumii. Deci e o chestiune de nivel mondial. La noi în România a fost adusă doar în urmă cu 7 ani, 2016, de către un ONG, Nație prin Educație, și România doar în câțiva ani a reușit să ajungă în prim
planul acestei competiții mondiale, la americani se desfășoară de mai bine de 3 decenii acest gen de competiție. Dar ați reușit să deschideți porți și da, acolo, pentru că se pare că e un teren foarte fertil. Da, da, da. Numai târziu de, numai de mult de toamna trecută, toamna lui 2021, că deja a trecut acum un an și jumătate, am reprezentat România la o competiție similară care se numește First Global Challenge, care e echivalentul Olimpiadei, în sensul că se întâlnește tot mapa mondul acolo, câte o echipă din fiecare țară. Și noi am reprezentat acum un an și jumătate România pentru a doua oară. Am mai făcut asta în 2018 și când vezi 160 de națiuni ale lumii, copii din 160 de națiuni ale lumii care se înțeleg, care pot să treacă peste orice fel de, știu și eu, artificiale obstacole, cum ar fi tu ești de ea și noi suntem de ăștia, să-i vedeți cum se ajută. Noi, de pildă, am fost nevoiți să intervenim la o echipă numită Lesotho, nici nu știu exact cum se pronunță, dar nu mai contează. Și asta m-a frapat, în ciuda diferențelor superficiale, rasă, culoarea pielii sau mai știu eu ce, sau limbă, tradiție sau istorie, limbă, poate fi un impediment, să înțeleg copiii, și s-ar putea să fie germenii unui viitor mai de cum asta se avem cade. Nevoie până la urmă, pentru că discutăm acum, e un subiect fierbinte aceasta modificării legii educației, ce amendamente aduce fiecare, care sunt modificările, propunerile pe care chiar și dascălii le-au adus, și cred că urcă uităm de un lucru esențial: tehnologia și tot ceea ce se întâmplă acum reprezintă prezent, dacă nu chiar trecutul deja în multe dintre situații, iar dascălii, în primul rând, trebuie să se adapteze cumva. Școala, în primul rând, trebuie școala, să se adapteze, exact, pentru trebuie că trebuie să țină pasul cu tot ceea ce se întâmplă și uneori parcă ce vedem că se întâmplă la unele clase ar fi trebuit să se întâmple în urmă cu 20 de ani, nici de cum acum. De asta vă spuneam că încercăm să complementăm ceea ce lipsește sistemului, hai să zicem, oficial de învățământ, care este încremenit în timp, depășit de felul în care se desfășoară lucrurile. Poate faceți o clasă și la care să vină unii dascăli să mai fure din ideile pe care le aveți. Nu sunt singurul, suntem 3 dascăli care ne ocupăm de 2 echipe de First Tech Challenge și First Global, și mai există încă 2 dascăli care se ocupă de o echipă de First Lego League, care înseamnă copii mici de clasa a 4-a, clasa a 5-a, care fac roboți programabili din Lego. Deci suntem mai mulți care încercăm să facem lucrul ăsta, iar în județ mai sunt încă câteva locuri, chiar aici în Deva sunt două echipe de First Tech Challenge la Decebal, mai există în Valea Jiului, la Petroșani. Există competiție între aceste... Da, 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 coopertiție. Coopertiție. Asta e bine. Ca să vă dau un exemplu, cred că zilele trecute am trimis din piesele noastre de rezervă la 2 echipe, una din Valea Jiului de la Petroșani, una din Alba Iulia, pentru că așa funcționează sistemul. Dacă deci cooperați foarte bine. Dacă cineva are nevoie de ceva și altcineva poate să-l ajute, o face, chiar dacă asta, cum să zic, într-un sport obișnuit, nu am văzut să-ți ajute adversarul, din potrivă, galeriile să se lupte. În punctul exact. Acesta de vedere. Spuneați că pentru majoritatea competițiilor 2, 3, 5 minute poate durează. Câtă muncă sau câte ore este în spatele acestor 2 minute în care practic trebuie să dai totul, să fii la înălțime? Un sezon tipic începe în septembrie, când se anunță noua temă de joc, spre deosebire de alte sporturi aici, în fiecare an este altceva, adică copiii ăștia învață să se adapteze la situații foarte diverse. Un atlet învață să alerge 100 de metri și face asta ani în șir. Nu, aici de fiecare... Avem și câteva imagini acum, aici de fiecare dată trebuie să regândești o întreagă strategie, un întreg robot pentru o nouă competiție, adică îi învață să se adapteze la situații foarte, foarte diverse. Haideți să ne explicați puțin și ce vedem în imagine. Ce vedeți acum aici este un joc, cred că este un joc de calificare de acum 2 ani, 3 ani chiar, se numea Skystone, în care, de pildă, roboții trebuiau să ia acele cărămizi supradimensionate de Lego și să le aducă pe platformele acelea pe care le vedeți. Alianța roșie sunt 2 roboți în stânga, alianța albastră 2 roboți în dreapta.
dreapta și apoi în faza de telecomandat trebuiau să clădească turnuri cât mai înalte. Probabil apucăm să vedem. E demo totuși, văd acum în dreapta, este un demo care s-a desfășurat la noi în urmă cu probabil 3 ani. Și roboții aceștia sunt suficient de complexi, adică ei sunt realizați de către copii, dar fără să urmeze vreo schiță sau vreo plan, deci trebuie să-l conceapă în funcție de cum se gândesc ei să rezolve probleme. Vedeți, este asta o regulă sau nu ai de unde, pentru că se lansează o temă și se așteaptă soluțiile din partea lor și o să vedeți, deci, că maxim sunt... planul îl fac ei după. Exact, deci sezonul se lansează în septembrie și ei încep să se gândească ce sisteme să adopte, ce soluții să adopte pentru ce au de făcut în sezonul respectiv și învață încă ceva important, că lucrurile nu merg din prima, că trebuie să perseverezi, să înveți din greșeli, pentru că multe lucruri la care te gândești s-ar putea să apară lucruri la care nu te-ai gândit. De pildă, noi chiar săptămâna trecută am avut o problemă tehnică majoră la o competiție, un tub de aluminiu care era esențial în funcționarea robotului, era chiar coloana vertebrală a robotului, a cedat neașteptat, după zeci de ore de antrenament nu cedase, îl consideraserăm invulnerabil și când ți-e lumea mai dragă se întâmplă chestia asta și cu ce au avut la îndemână la ei nu au putut să-l repare în timp util. Deci înveți din asta și asta fac ei acum, îl înlocuiesc cu un tub de oțel mai gros, mai rezistent, pentru că eșecul și greșeala este cel mai teribil dascăl, chiar înveți din astea și învață să perfecționeze sistemele, să reia de mai multe ori un robot, să renunțe la unele sisteme care s-au dovedit ineficiente, știind foarte bine că sistemele care pentru taskurile respective nu sunt eficiente, sigur vor fi bune într-o altă situație. Adică învață inginerie de adevăratele și am speranța că generațiile astea, miile deja de copii în țară sunt în clipa de față, aproape 200 de astfel de echipe de First Tech Challenge. Foarte multe. A câte vreo 15 membri tipic înseamnă vreo 3000 de copii, adică începem să devenim o voce, un trend într-o lume de tineri care nu prea se mai îndreaptă spre lucruri serioase și necesare. Concursul însuși a fost imaginat de Dean Kamen în urmă cu 30 și ceva de ani ca o reacție la tendința periculoasă a tinerilor de a nu se mai îndrepta spre lucrurile serioase, inginerie, știință, tehnologie, și atunci a încercat să găsească o soluție să-i atragă spre domeniul ăsta, dar una mai dinamică, mai antrenantă, pentru că de pildă la noi competițiile de știință și tehnologie sunt niște sesiuni de comunicări a noastre în care sâmbătă după amiaza se strâng 3 dascăli obosiți și 5 copii de prin județ și își prezintă 5 minute proiectul lor și asta este, fără antren, fără spectatori, fără spectacol, fără adrenalină, fără nimic. Și fără interes și, din partea copiilor? Că foarte puțin. Prea puțin. Prea puțin. Și Dean Kamen s-a gândit să dea o tentă sportivă. Dar asta este doar o aparență, deci este doar paravanul în spatele căruia se construiesc de fapt personalitățile și liderii în știință și tehnologie de mâine și le dai din când în când aspectul ăsta de arenă, de teren, de spectator, de competiție, de finale, dar asta este doar pentru a aduce un strop de interes suplimentar. În spate se pregătesc copiii care ne vor rezolva problemele, iată noi le lăsăm moștenire, o lume plină de spușiată de atâtea probleme deodată, de la criză de energie, apă, alimente, vă spuneam război, culmea, un război absurd aici lângă noi și alte locuri în care stă să izbucnească. Avem nevoie de ei să ne rezolve problemele pe care noi n-am fost în stare să le rezolvăm. Și în plină pandemie de coronavirus ați reușit să veniți cu foarte multe noutăți și practic să veniți și în sprijinul sistemului medical cumva. Exact, ăsta este spiritul în care cresc copiii ăștia. Dacă există o problemă majoră
cum a fost problema pandemiei, au reacționat imediat, au conceput și realizat sute de sterilizatoare termice pentru măști, pentru că atunci era o problemă mare cu măștile de protecție, nu existau, erau foarte scumpe și scotocind literatura de specialitate am descoperit că, și nu era greu de imaginat, că termic le poți steriliza și le poți reutiliza de cel puțin 20 de ori și au făcut niște sterilizatoare din cutii de carton cu un gram și jumătate de cupru care se mergeau la USB, la un încărcător de telefon, au reușit să găsească soluții și au împrăștiat începând cu cabinete medicale și colegi la cât de mulți am putut să distribuim atunci. Ei au participat cu proiectul ăsta și la o competiție din aceasta mondială la care au câștigat medalia de aur de care vă spuneam acum un an și jumătate. Au făcut un robot de sterilizare cu UV de zeci de ori mai ieftin decât omologele lor și cu performanțe chiar superioare. De pildă, era capabil printr-o născoceală a lor să sterilizeze în spatele obstacolelor. UV-ul, de pildă, ca și lumina, acolo unde nu poate ajunge din cauza unui obstacol, nu ajunge și germenii își văd mai departe de treabă. Ori au găsit o soluție interesantă să poți steliza și în spatele obstacolelor, în pupitrele băncilor, pur și simplu suflau cu un suflantă de la un purificator de aer, suflau niște benzi înguste și lungi de Mylar, care, mișcându-se haotic, reflectau lumina ultravioletă în toate cotloanele și în spatele unui obstacol. Panglicile alea erau atât de moi încât nu afectau niciun obstacol. Ați fost sau sunteți contactați poate de mari companii în urma unor astfel de invenții pe care le au copiii? Aici este partea mai puțin plăcută. De pildă, am luat legătura cu cei de la Pfizer, s-au arătat foarte circumspeți că niște elevi ar putea să se implice în astfel de chestii și a rămas. În general nu există încredere. Societatea crede că copiii ăștia nu sunt buni de nimic și că nu știu nimic. Nu este deloc așa. Din păcate și Hunedoara, orașul, nu e foarte propice pentru astfel de inițiative. Nu există un agent economic puternic acolo cu high-tech. Există o companie care produce, nu-i dau nume, componente auto, dar care s-a arătat foarte reticentă la a colabora cu noi. Strângem din dinți, ce să facem? Nu avem nici resursele necesare ca să lansăm noi microproducții și să arătăm că lucrurile sunt așa cum sunt, dar mulțumirea noastră este că acești copii, în ei se construiește și chiar primele generații care au terminat genul ăsta de activitate sunt acum studenți de succes. Unul dintre ei, de pildă, a avut primul proiect de cercetare peste vară la CERN, la acceleratorul de la Geneva. Deci efectiv începe să se simtă prin oamenii pe care îi construim, chiar dacă pe moment nu reușim să facem decât ceea ce putem face cu propriile noastre mâini. Ați participat, de fapt, în 21 ianuarie, mi-am notat eu aici, a avut loc la Hunedoara un demo, cred că cel pe care l-am văzut puțin mai devreme. Nu, altul decât un alt demo, da. Cred că avem imagini și de acolo, au fost postate și pe pagina primăriei municipiului Hunedoara acest filmuleț și ați găzduit 18 echipe. 20 au fost, 18 au venit cu roboți, două dintre echipe au venit doar cu ajutoare umane. Ăsta este spiritul acela de care vă spuneam, echipe care, ăsta este turneul, ne-am gândit ca echipele din Transilvania și din vecinătate să poată să se deplaseze la astfel de întâlniri, să nu fie distanțele foarte mari, pentru că e obositor și costisitor pentru noi. Cele mai mari cheltuieli sunt cele cu deplasările și rămân mai puțin bani pentru roboți și pentru componente. Deci efectiv mergem de la unii la alții, repetăm competițiile ca și când ar fi de adevăratele, ca repetiția cu costume în teatru și schimbăm idei, schimbăm experiențe. Deci e o comunitate incredibilă. Imaginați-vă că la o competiție sportivă nu se întâlnesc echipele unele cu altele, nu colaborează. Aici este o mare familie. Competiția în sine în teren este doar un aspect din toată povestea asta și un aspect mai mult pentru public. Dar ei învață
învață tehnologie înaltă. Ei fac, roboții aceștia au computer vision, au cameră cu care detectează detalii de pe un obiect, cum ar fi o etichetă. Anul ăsta chiar trebuia să detecteze ce este desenat pe niște etichete și roboții trebuiau să ia niște conuri și să le pună în vârful unor tije de diverse înălțimi. Iată, acesta este terenul și vă dați seama că un astfel de robot poate recunoaște etichetele de pe produsele dintr-un magazin și le poate așeza pe rafturi, adică încet, încet criza forței de muncă care este una... ar putea fi soluționată. Exact, exact. Pentru asta lucrăm. Iată, avem aici și da, imagini de așa arăta terenul și roboții care erau într-un soi de competiție fără consecințe, pur și simplu o competiție amicală și se simt extraordinar. Păcat că pandemia ne-a întrerupt pentru aproape 2 ani de zile astfel de întâlniri, abia practic de vara trecută am început abia să ne întâlnim fizic. Și v-au lipsit aceste întâlniri și copiilor le-au lor, lipsit. În primul rând lor le-au lipsit pentru că o așa atmosferă și o așa efervescență la astfel de întâlniri, nu există răutate, nu există știu și eu tot ceea ce e urât. Cât de mult va ajuta acest aspect în viață, exact, în viața de adult. Exact, exact. Pentru că nu faceți cumva doar educație în ceea ce privește cum ar trebui să construiască acești roboți, de ce au nevoie, educați din mai multe puncte de vedere. Aici aș vrea să vă spun că nu există cursuri, deci aici trebuie să învețe. Ați eliminat acest noțiunea cuvânt. De curs este inexistentă, de pildă cel care mă ajută și a apărut într-una din imagini, care este mentor, co-mentor la echipe, este profesor de istorie. Deci nu are nicio legătură cu subiectul. Una dintre profesoarele care coordonează echipa de First Lego League pentru cei mici este profesoară de limba română. Deci nu, noi nu suntem acolo dascălii care învățăm ceva. Nu, dimpotrivă. Mai degrabă unele lucruri le învățăm noi de la ei. De pildă, eu nu știu modelare tridimensională atât de bine cât știu unii dintre ei. Nu știu nici măcar programare. De unde au învățat acești copii atunci atât de multe lucruri? Asta e frumusețea. Aici ți se dă o temă mare și complicată și spune, descurcă-te. Deci noi ca mentori putem să le sugerăm, vezi că poate poți detecta cu camera, vezi că poți pune un senzor și el zice l-am pus, dar nu merge, găsim altă soluție. Deci este altfel de școală, școala așa cum ar trebui să fie ea, o școală care vine dinăuntru, nu de din afară. În sensul că dacă ai o temă din aceasta atât de complexă, cum este un robot, de adevăratele, deci el e un robot de adevăratele, chiar dacă arată așa ca o jucărie, nu are carcasă, nu are două picioare, știu și eu stereotipul de robot pe care l-au oamenii, dar și mașina de spălat e un robot în exact. Definitiv. Roboții ăștia sunt atât de complexi încât nu poți să-i faci de azi pe mâine, nu poți să-i faci de unul singur, trebuie să învețe să lucreze în echipă, ceea ce pentru români este foarte dificil. E de fapt cea mai dificilă parte pe care o avem, pentru că în fiecare an se primenesc echipele și constatăm că sunt metehnele românești. Furișatul, tupilatul, fentatul, datul vinei pe altcineva, care se dezvață cu foarte mare dificultate până când ei încep să fie o echipă care într-adevăr funcționează ca o echipă, cu departamente specializate care se ajută unele pe altele. Deci, efectiv, e greu să înveți. La școală îi învață individualismul, de fapt. Nu există muncă în echipă. La școală nu învață creativitate. Și este o concurență permanentă între elevi, o concurență falsă. Fără țintă importantă. E altceva, așa ar trebui să fie școala, mult mai naturală, că de fapt asta e învățare naturală, nu plus că noi ne erijăm ca dascăli că știm noi cum va fi viitorul. Nu știu nimeni. Le știți pe toate sau le știu unii dascăli pe toate. Nu știm peste 5 ani, nu știu dacă acum e la curent, activitatea de programare a calculatoarelor deja poate fi preluată de inteligența artificială. Jurnalismul poate fi preluat. Dascălii pot fi înlocuiți. Deja și în jurnalism, în presă, trebuie să fim realiști. Presa scrisă, presa palpabilă este din ce în ce sortită pe ei, din pentru păcate. Că are niște tare de neînlocuit. Îndreptat spre online, spre partea aceasta mai ușoară, aparent. Deci nu știe nimeni cum va fi viitorul sau cu siguranță viitorul va fi
altfel de cum își închipuie oricine. Și poate altfel și de când ne închipuim. De aceea trebuie să învățăm să fie adaptabile, să le punem mereu teme complexe, nu exerciții de alea de 5 minute, șabloane care se rezolvă cu o schemă. Nu, chestii serioase. Un robot care să facă, uite, aia și aia și aia și aia și ai voie asta, 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 n-ai voie asta, asta, asta. Există niște manuale care au, totalizează vreo 100 de pagini în care îți spune ce ai voie și ce n-ai voie. De pildă, robotul orice ar face trebuie să încadreze în anumite dimensiuni. Este una dintre probleme, pentru că tu tot vrei să pui sistemele care să facă și aia și aia și constați că trebuie să încadreze în cei 18 inși și în toate direcțiile. Să renunți poate la unele lucruri, să reconfigurezi totul. Deci mulți nu înțeleg imediat de ce e atât de restrictivă chestia asta. Păi dacă robotul trebuie să fie pe o navă spațială care atât are compartimentul, deci n-ai cum să depășești nici cu 3 mm, că nu o să mai încapă. Și învață exact ceea ce... La școală ei nu învață deloc astfel de lucruri. Nu sunt stimulați să creeze. Pur și simplu se plictisesc și ei și se moleșesc într-un sistem de învățământ care nu vrea e depășit, să se actualizeze. La ce lucrați în prezent? Pentru că activitate intensă știu că este în cadrul clubului. Pe foarte multe direcții. De pildă, defecțiunea aceea tehnică ne-a închis un culoar către naționala de anul ăsta, dar avem alte culoare pe care lucrăm. De pildă, mâine avem deadline-ul pentru programul pentru Stația Spațială Internațională. Să sperăm că totul este ok, sunt ultimele teste pe care le facem. Ce înseamnă? E o competiție lansată de ESA, Agenția Spațială Europeană. Participăm pentru a treia oară la competiția asta, adresată elevilor de liceu, cărora îi se propune să-și aleagă o temă de cercetare legată de spațiu, alegând din una din două, ori o temă legată de pământ văzut din spațiu, ori spațiul văzut din spațiu. Și noi am ales pentru a treia oară pământul văzut din spațiu, pentru că ne interesează foarte mult, de pildă, starea de sănătate a vegetației. Și subiectul proiectului de anul ăsta este să detecteze cu o cameră în infraroșu, care va fi la bordul Stației Spațiale Internaționale, și un exemplar am primit și noi, deci am primit kitul propriu-zis, cu care poți să vezi starea de sănătate a plantelor după compoziția spectrală a luminii pe care o reflectă. Și ce ne propunem este să colectăm cât mai multe imagini, de ordinul a 2000 de imagini, dintr-o misiune de 3 ore de jur împrejur, asta înseamnă cam două rotații în jurul Pământului, și apoi să analizăm imaginile respective și să le comparăm cu imagini din același loc luate în anii precedenți, și să încercăm să învățăm o inteligență artificială să anticipeze, să spună cu un pic înainte cam cum s-ar derula lucrurile. Foarte ambițios ce ne-am propus. Deocamdată trebuie să trecem de faza în care programul va fi acceptat să ruleze pe Stația Spațială Internațională. Prima oară, acum vreo 3-4 ani, a rulat, și atunci tema era legată de gradul de acoperire cu nori. Pentru că de gradul de acoperire cu nori depinde și soarta încălzirii globale. De pildă, mai mulți nori înseamnă mai puține probleme pentru încălzirea globală, pentru că norii sunt foarte reflectorizanți și mai puțină radiație solară ajunge pe pământ. Și rezultatul analizei a fost că, într-adevăr, există mai multă acoperire cu nori decât în anii precedenți, consultând datele preliminare. Și acum când veți afla dacă veți fi acceptat sau nu? Probabil într-o 2-3 săptămâni, probabil o să iar competiția va fi când? E online, deci trimiți programul. Există undeva și o întâlnire. Nu, important e să ruleze programul, să fie acceptat, să colecteze imaginile, să ne apucăm apoi de faza cealaltă de învățat o inteligență artificială, adică o să-i dăm din aceeași zonă imagini din anii trecuți și să-și exerseze posibilitatea de a anticipa pentru anii următori. Avem un modul special de inteligență artificială, un coral, o extensie de computer care e specializată pentru așa ceva, pentru
pentru inferențe, pentru găsit pattern-uri. Deci asta este o pistă pe care alergăm. Celelalte piste sunt legate de proiectele noastre diverse din domeniul energiei, de pildă. Iarna asta lumea a intrat în mare criză de energie, știți, problema cu gazele, cu energie electrică, și noi avem soluții și vrem să le arătăm oamenilor că există. De pildă, oricine cred că și-ar permite să aibă încălzire prin pardoseală, dar nu toată energia pentru încălzire să fie luată de la rețea și să fie plătită ca energie electrică, ci două treimi din energie să fie luată din pământ. Există pe lumea asta ceea ce se numesc pompe termice, chiar și o instalație de climatizare ca pusă pe încălzire în timpul iernii, două treimi din energie, din căldură, o ia din frigul de afară, pentru că frigul de afară încă mai are multă energie. Se aplică și la blocuri, pentru că oriunde. Am putea să inclui casă. Toate țările civilizate folosesc mai mult încălzirea cu pompe de căldură, nu cu radiatoare, așa cum facem noi. Știți că acum se stimulează introducerea de pompe de căldură, doar că pompele de căldură gen instalația de aer condiționat sunt foarte complexe și foarte scumpe. Sunt îngrozitor de complicate și trebuie să le importăm. Noi avem o altă soluție, se numește efect termoelectric. Dacă, ce înseamnă acesta? Mai pe înțelesul tuturor celor care nu sunt în domeniu. E un efect cunoscut de peste 150 de ani și oamenii încă nu-l folosesc în plenitudinea lui. Imaginați-vă toți roboții care mișună acum pe Marte, se alimentează electric cu module termoelectrice. Deci, până la urmă, e cunoscut acolo unde se știe de povestea asta, dar majoritatea oamenilor și inginerilor, noi de ani de zile promovăm chestia asta la toate competițiile, la toate chestiile, dar încă n-avem ecoul necesar. Oamenii știu mai bine că dacă au un procesor foarte puternic pe calculator care se supraîncălzește, există o plăcuță albă cam de 4x4 cm și groasă de 4 mm care se numește modul Peltier, care este interpusă între radiator și procesor și alimentată cu energie electrică, răcește suplimentar procesorul. Deci dacă alimentezi plăcuța aia cu energie electrică, o parte se încinge și cealaltă îngheață apa pe ea în câteva secunde. Toate camerele performante care nu trebuie să fie sensibile la zgomotul dat de agitația termică au astfel de răcitoare cu module termoelectrice. Ele sunt pompe de căldură, dar fără piese în mișcare. De pildă, astfel de module termoelectrice funcționează de 40 și ceva de ani pe sondele spațiale Pioneer, Voyager 1, Voyager 2 și au funcționat toți anii ăștia, nu se strică, nu se defectează și dacă ți-ai pune în partoseală, ai reduce de 3 ori consumul de energie electrică, luând gratis, pur și simplu, căldură din pământ. Costul este unul ridicat față de foarte scăzut ceea ce avem în prezent? Foarte scăzut în comparație cu complexitatea unei pompe termice. Noi avem doar un modul care poate fi pus ca tablou, pur și simplu, pe perete și preia căldură din perete și de aici, de afară. Siglele pot fi înlocuite cu astfel de lucruri care în toiul verii pot să genereze energie electrică, iar când vrei să schimbi sensul căldurii, sensul natural de trecere a căldurii, alimentezi cu energie electrică, dar două treimi sunt gratis din ceea ce obții. Deci astea sunt jucăriile cu care copiii ăștia se ocupă și este absolut fascinant să-i vezi. De ce vă pregătiți acum? Care sunt competițiile pe lângă cea de care ne spuneați cu spațiul? Abia așteptăm să vedem și noi da, care și noi va fi rezultatul. Cu sufletul la gură pentru să ni se accepte programul. Pentru ce competiții vă mai pregătiți în prezent? Pe moment nu mai așteptăm marile competiții naționale de la din celălalt sezon. V-am spus că am avut un incident săptămâna trecută și nu a fost remediat cu ce au avut la ei atunci, dar nu, pentru noi nu există pauză competițională. Și nici pregătire doar pentru un anumit concurs. Da, exact. Deci avem o mulțime. De pildă, concursul care se instituie acum imediat, astăzi am primit afișul, Institutul din Hunedoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara organizează de anul trecut un concurs de creativitate tehnico-științifică, se numește Anton Saimac și noi am participat anul trecut prin aprilie la prima ediție,
au obținut o mulțime de premii pe la toate secțiunile de robotică, de electronică, de ce a fost. Și acum vrem să, cum să zic, să etalăm o nouă paletă de proiecte pentru competiția aceea la care ținem foarte mult, pentru că e la noi acasă, pentru că ne lipsea foarte mult o competiție din aceasta de anvergură, pentru că o competiție națională la care sunt invitați elevi din toată țara care vor să vină, și ne bucurăm de legăturile pe care le avem cu Facultatea de Inginerie, care e pentru noi un soi de incubator pentru lucruri, așa, și primăria din Hunedoara, care de fiecare dată ne-a ajutat când am avut nevoie. Cred că suntem singura echipă de robotică sau singurile echipe de robotică cărora li s-a construit o clădire special dedicată. Aveți o casă nouă, de un an, fericire, iată cât de important este ca autoritățile să se implice și să înțeleagă rolul și rostul acestor cluburi de robotică sau de orice altceva până la urmă, pentru am că de telefon. Sunt, nu e nicio problemă, se mai întâmplă. Probabil că elevii v-au văzut acum. Nu cred că m-au văzut. Nu cred că m-au văzut. Sfatul pentru cine știe ce. Da, mă sună chiar una dintre eleve care mâine are un interviu la Dean's List, vă spuneam de Dean Kamen, creatorul competiției. Acesta organizează o competiție specială, separată de cea de roboți, cu cei mai buni dintre cei mai buni, și selectează în fiecare an 10 copii din toată lumea, și cu mare bucurie anul trecut, pentru prima dată, un neamerican a câștigat competiția, s-a clasat în cei 10 finaliști și au avut un turneu prin Statele Unite, o fostă membră a echipei noastre Robotics, și suntem tare, tare mândri de asta, că un român a spart gheața la ceva care era eminamente american, și fetița care m-a sunat are mâine interviu la Dean's List și trebuie are să intru și poate eu. Și de un sprijin sau de un sfat din partea mai degrabă dumneavoastră. Chestii tehnice, pentru că noi de mult am povestit de unde intrăm mâine, că mâine este ora la 10 dimineața și eu am ore, ea are ore, vedem cum rezolvăm mâine situația. De pildă, ea chiar astăzi încearcă să repare o roată dințată unicat. Vă spuneam că un plotter stă nefolosit, un plotter mare, pentru că e relativ vechi și firma producătoare nu mai furnizează piese de schimb, și încercăm să modelăm 3D și să refacem o piesă care din cauza ei stă un plotter întreg, și ea se ocupă de pildă de subiectul ăsta acum. Mult succes îi dorim și noi mâine atunci, să aibă parte de vești bune de acolo. Ce trebuie să, sau cum ar trebui să fie copiii care vin înspre robotică? Ce cunoștințe ar trebui să aibă sau de la ce vârstă pot să înceapă cu robotica? Răspunsurile sunt cam așa, cât mai devreme. Deci e foarte important să înceapă cât mai devreme, pentru că sunt multe, multe de învățat, mai multe decât la școală. Nu trebuie să aibă cunoștințe prealabile, nu e o condiție esențială, trebuie să aibă dăruire și dorință de a face lucrurile și perseverență. La noi e politica ușilor deschise, vine cine vrea, rămâne cine vrea. Și în fiecare an... Și cine poate, pentru că, repet, mă gândesc că sunt unii copii care poate nu fac față provocărilor lansate și de către colegilor și de către dumneavoastră până la urmă. Da, sunt, întotdeauna sunt copii care vin o vreme, constată că e prea mult poate pentru ei și renunță, dar întotdeauna sunt și din aceia care rămân, pentru că nu vrem să dăm examen de admitere sau alți lucruri de genul ăsta, pur și simplu îi lăsăm și îi vedem. De obicei, peste vară, când nu sunt cursuri înainte de sezon, vin cei noi și doritori și, de pildă, ca să vă faceți o idee, cineva care nu este în echipă acum, sunt vreo 3 voluntari din clasa noua, lucrează ei singuri, un robot pe lângă, care va deschide... Sunt ambițioși. Va deschide reluarea campionatului de fotbal în, nu știu, 11 martie, cred că se va întâmpla. Fac un robot care va duce mingea la centru și va șuta, va da prima lovitură. Și sunt voluntari, deci ei nu au fost încă în echipa mare. Pur și simplu învață pe lângă și nu le poți dedica atâta timp cât celorlalți, dar fiind și ei pe acolo, au prins din zbor, le-am spus ce să citească, le-am spus ce să încerce,
ce i-am corectat atunci când au greșit și au făcut deja un robot în câteva luni de zile, au făcut un robot destul de complex cu piesele pe care nu le folosesc ceilalți, adică piesele care sunt din alt stil, mai vechi, mai așa, dar robotul funcționează deja, e ok. Am văzut și în imaginile pe care le-am difuzat puțin mai devreme, mulți roboți, multe piese, toate acestea înseamnă costuri, cred, destul de mari. Cum vă descurcați? Sau aveți sponsori? Copiii trebuie să fac părinții acestora, trebuie să pună și ei umărul. Cum reușiți să gestionați partea aceasta financiară? Numai prin bunăvoința sponsorilor. E o preocupare permanentă a noastră să obținem resurse, pentru că toate sunt foarte costisitoare și vin numai din America. Unele sunt obligatorii în competiția respectivă. Deci lucrați exclusiv exclusiv. Mare parte... Electronica, motoarele, bateriile trebuie să fie cele omologate pentru concurs și sunt suficient de scumpe și ajung greu la noi cu multe luni întârziere. Dar foarte pe scurt că suntem la final. Okay. Deci pe scurt ne descurcăm foarte greu și depindem numai de oamenii care înțeleg că e important să investească în copiii ăștia, că copiii ăștia le vor rezolva de fapt problemele pe termen mediu și lung. Să sperăm că vor fi tot mai mulți cei care aleg să sprijine robotica, indiferent că vorbim de Hunedoara, Deva sau Valea Jiului, exact, sau din țară, pentru că merită un astfel de sprijin. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Mult succes vă doresc în toate competițiile pe care la care veți participa de acum înainte. Dumneavoastră, stimați telespectatori, rămâneți în continuare alături de noi, pentru că imediat colega mea, Andreea Patriche, va prezenta principalele informații ale zilei.